gândit să încep astăzi un vlog, să vedem ce o să se întâmple. Astăzi este sâmbătă, ceasul este vreo 12 fără un pic, cred. Da, este situația cu carantina, știți probabil, de două zile n-am mai ieșit din casă, sunt zombi, așa, nu știu ce se întâmplă, afară este super mega soare, frumos și mi-e mega ciudă că trebuie să stau mai mult în casă, dar am încercat să respect chestia asta. Și după două zile de stat în casă izolat total, astăzi o să ieșim în sfârșit, dar nu vă gândiți că mă duc să mă plimb prin mall-uri sau chestii de genul ca să ajut la răspândirea vreunui virus sau ceva, ci vom merge la Corina acasă, pentru că am fost și sâmbătă trecută, cred că sâmbătă trecută am și filmat. Și mergem și astăzi ca să stăm împreună. Probabil că o să stăm foarte multe ore, fiindcă așa suntem noi, timpul trece foarte repede când te simți bine, știi și voi. Și da, o să mergem acolo, o să vă arăt imediat ce am pregătit, pentru că vreau să filmez cu Corina un clip de machiaj. Vreau să o introduc așa ușor pe canalul meu de YouTube, pentru că e o tipă super faină și chiar vreau să o cunoașteți, o să vă placă super mult de ea, sunt super mega sigură, pentru că eu o ador. Și o să vedeți, vă arăt imediat, v-am zis ce mi-au la mine. Până una alta, voiam să vă zic că aseară am făcut baie pe cap pentru prima oară de când m-am vopsit și m-am tuns și mi-am făcut coafura mea ca să-mi stea părul buclat. Este relativ bine bretonul ăsta, mă face să arăt ca Fuego, v-am mai zis eu, dar e ok. Să ne prefacem că nu e chiar așa. Nu m-am machiat pentru că urmea să ne machiem acolo la ea. Dar am luat micul dejun, m-am trezit pe la vreo 9:30. Am primit un mail de care sunt tare încântată și urmează o colaborare super drăguță, abia aștept. Nu știu când se va întâmpla, dar o să vedeți la momentul potrivit. Sper să se întâmple, pentru că v-am mai anunțat așa de vreo două colaborări, dar pentru că oameni neserioși, nu s-au mai întâmplat. În fine, am luat micul dejun, am mâncat un sandwich, lapte cu biscuiți, mi-am făcut și un fresh. Încă mai am un pic din el. A fost aici, au fost două portocale stoarse cu niște ghimbir ras. Foarte bun, foarte așa energizant. Este foarte cald astăzi, nu atât de cald ca ieri. Ieri cred că au fost ceva 23 de grade sau ceva de genul. Dar și azi pare destul de cald și de mâine am înțeles că o să fie 6-7 grade, ceea ce mi se pare sincer ciudat. Important este că este soare și e foarte frumos. Da, eu sunt foarte încântată, păcat că chestia asta ne-a dat viața peste cap, că trebuie să stăm în casă și chestii, dar abia aștept să treacă și să rămână doar așa o amintire, gen, a, mai știi când, na, se întâmpla ce se întâmpla. Hai să vă arăt acum ce mi-am luat la mine, să vă arăt și alte două chestii de care, doamne, sunt foarte încântată. O să dăm fresh-ul la o parte, mi-am pregătit aici tot felul de chestii, mi-am pus câteva pensule prinse cu puful ăsta, aveam un mini portfar la un moment dat, nu știu unde, mi-am luat, cred că, strictul necesar, sincer, nu cred că am nevoie de mai multe pensule de atât, și aici deja am pus, mi-am luat o paletă pentru față, ca să pot să-mi fac machiajul feței, am luat și luminator bronzer. Și o paletă pentru ochi. M-am gândit să o iau pe asta pentru că am chef, sincer, azi de ceva așa mai colorat. Și paleta asta are multe culori drăguțe. E foarte bună pentru vară, mi se pare. Și cred că o să realizez ceva drăguț cu ea. Și aici, în portfar, am restul machiajului. Mi-am pus fond de ten, anticearcă. Mi-am luat micuț. Micuț, ești bine? Da, nu știu ce cu ea. Și mă rog, atât ai deocamdată în geantă. E geanta pe care am primit-o de la Iulia, de la H&M. E geanta asta. Și da, asta o să-mi iau la mine. Și voiam să vă arăt mai departe că, dacă țineți minte, în vlogul trecut v-am arătat că am cumpărat de la Pet Shop trebușoara asta, care, mă rog, la momentul ăla n-avea firicelele astea de iarbă, erau doar tot felul de semințe și pământ din ăsta, cum se numește. Au trecut 4 zile, sau nu, cât a trecut asta, să mă gândesc, nu mai știu când am fost, marți am fost în mall, azi e sâmbătă și ia uitați ce firișoare au ieșit. E iarba mâței și practic e o plantă pentru pisici, ea o să crească așa mare și pisicile practic o să mănânce din ea, o să mestece. Și o să le ajute, o să aibă, are vitamine și le ajută cu durerea de cap și chestii. Și vreau să vă arăt ce mi-a parfumat casa în ultimele zile, de fapt de ieri. Uitați și voi ce drăguț. Deci a găsit prietenul meu aceste zambile. Băi, miros. Deci știți cum miroase toată casa. Și ieri, deși am stat în casă și n-a fost cea mai interesantă zi, deși a fost o zi frumoasă, vineri 13, fiind n-am avut nimic de nicio problemă, a fost chiar mișto. Deci ieri, soare, super cald, de stat în mai eu în casă, cu mirosul de zambile, băi, deci nu știu cum să vă zic, eram în extaz și pe lângă faptul că arată super, miros super, mai stau și lângă astea, cred că sincer și zambilele le-au ajutat să iasă, da. Și cam așa arată deocamdată, m-am dat 12 lei pe chestia asta dintr-un pet shop, iarba mâței, și să vedem cum o să reacționeze pisicile când o să fie iarba mare și o să mănânce din ea. Acum vreau să merg la baie să văd ce-i cu micuț, de mi-au un micuț? Micuț! Nu văd că e la litieră, dar nu știu de ce mi-au. Micuț, ce-ai pățit? Cred că vrea doar atenție. Mamă, ce portocalie arăt în baia asta. Gata, vreau să mă schimb și eu, nu știu cu ce să mă îmbrac. Și pentru că în puțin timp trebuie să plecăm. Da, o să vă iau cu mine să vedem ce facem astăzi.
Probabil o să mâncăm ceva bun la prânz. Eu chiar nu știu ce facem azi, dar o să vă iau și pe voi cu mine. Să avem și vlogulești ceva, pentru că perioada asta, fiind așa cu izolatul, profit și eu de momentele când chiar se întâmplă ceva. Astăzi revin cu un nou clip și, după cum puteți vedea, nu sunt singură, ci sunt cu Corina. Hello! Ea este Corina, fata despre care v-am tot spus în ultimul timp. Ați auzit despre ea, cred că în fiecare vlog, de vreo lună, îmi face sau mai mult. Cam așa. Am devenit foarte, foarte apropiate și am zis că ar fi cazul să o cunoașteți și voi. Și în ghiveci. Ca așa trebuie. Așa cele mai mici. Te luați din Pepco dacă vă duceți da, pe la asta. Foarte fain. Foarte fain. 4 lei ghiveciu și poți să spui și creană și pensu. Da și astea. Cum se cheamă? Ah, da. De tot Andreea mi le-a luat de la Pepco. Suportul. 9 lei? Da, 9,99. 9,99. Foarte fain. Tocmai am terminat de filmat clipul. Acum oamenii... Cred că au zis pe dincolo, dau comandă de mâncare de la Mac și voiam să vă arăt ce dezordine s-a făcut pe aici. Ca să vedeți cam cum arată după un tutorial. Acesta este machiajul, deocamdată Corina nu e cu mine, fiindcă e dincolo, hotărăsc ce mâncare vrea fiecare. Trebuie să mă duc și eu să mă hotărăsc și da, asta voiam să vă zic. Am terminat de filmat clipul, sper din suflet că e ok și sunet și clipul în sine, l-am verificat un pic și pare că e ok. A fost super tare, am filmat cu altă cameră, n-am filmat cu asta și e super mega diferență, adică chiar un obiectiv ca lumea și o cameră ca lumea fac o mega diferență și pe viitor aș vrea și eu să investesc în aparatură de genul ăsta, fiindcă chiar mi se pare, da, costă mult, asta e problema. Da, mai am să fac un mic update, mă duc la ceilalți să mă hotărăsc eu ce să mănânc de la Mac, nici nu știu, habar n-am, și noi ne auzim mai târziu. There was a part of me that knew that, and still I'm caught by surprise. I thought you'd always be mine. I guess our dreams fell asleep. There's no passion in the comatose. Baby going down, 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 down. Baby going down, 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 down. Tried so hard to stay afloat. Yeah, we keep moving like the river goes. Baby going down, 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 down. Yeah. And I thought it's time I'm letting you go. This time I know it for sure. Just thought I should let you know. Now, no one's no more. No. Neața, sunt superbă. În seara în care am venit de la Corina n-am mai vorbit cu voi pentru că am venit foarte târziu și ne-am pus la Netflix. Cred că asta s-a întâmplat după ce ne-am dezinfectat foarte bine. Și după alte 15.423.000 de zile de stat în casă, o să o iau razna, am zis să mai și filmez astăzi și, hello micuți, m-am trezit, ceasul e vreo 9 și ceva și vreau să-mi fac un fresh, dintr-o portocală și un grapefruit, cam niște grapefruiți care sunt micuți așa și sunt foarte nervant de curățați, așa că o să-mi stor cu un grapefruit și o portocală și o să fac niște exerciții fizice. M-am reapucat de sport, așa mai... Serios să-i zic, am făcut mai întâi 10 zile în fiecare dimineață, de fapt în fiecare zi făceam niște exerciții și după aia am început să introduc și greutăți și acum le fac așa, un pic mai serios, nu fac încă foarte așa pentru că nu mă simt extraordinar, eu nu mă simt foarte bine când fac sport, nu știu care e cauza, cred că și astmul devin un pic și fierea, nu știu. Mi-e super cald, în momentul ăsta e cald, nu știu, cred că e cald afară, habar n-am cum e, o să urmeze să văd. Da, și o să vedeți ce exerciții fac eu. Oricum am mai primit cereri de-a lungul timpului și am zis să vă arăt și da, în momentul ăsta sunt în pijamale, trebuie să mă duc după aia să fac duș și o să și mănânc după aia, dar în timp ce fac sport o să beau fresh-ul ăsta că mă ajută foarte mult să beau ceva care nu e apă, ceva acrișor sau ceva gen ghimbir, astea mă ajută, poate pun și un pic de ghimbir și da, hai să facem fresh-ul după care ne apucăm de exerciții. O să fac exerciții pentru picioare pentru că am mai făcut acum, cred că 3, nu, când am făcut, vineri am făcut, nu mai știu, doar cum am trecut câteva zile și mi-a trecut febra și vreau să fac din nou. Cred că brațe am făcut mai recent. Da, hai să facem fresh, zic. Și aici sunt fructele și, da, astea sunt fructele pe care le avem. Avem și niște gutui, mă rog, mai e jumate din ea. O să tai partea asta oxidată și o să mănânc restul, că mi se pare genul de fruct care e super obositor să-l mănânci, pe care e super obositor să-l mănânci și nu pot să mănânc o gutuie întreagă. Da, am portocale și
uitați ce vă ziceam de grapefruit, dacă sunteți mâncătoare de grapefruit, știți că genul ăsta care e așa destul de tare, are coaja subțire, se curăță foarte greu, te enervezi, așa că o să iau unul din ăștia, uite ăsta în prima mea să merge curățat, o să-l iau chiar pe ăsta și o portocală, tot așa care îmi pare mie, mi inspiră că ar fi greu de curățat, asta, și o să le storc. Cred că mă vedeți așa perfect cu capul tăiat. Am adus chestia asta de stors fructe. Și o să tai fructele în jumate. Vă dați seama, e mega tutorial aici de stors fructe. Da, am dormit destul de bine. Să vă zic ce am făcut zilele astea. Mă rog, n-am făcut absolut nimic mega interesant. Dar absolut nimic, frate, mie mi-e frig, nu știu cum să vă zic, mereu mi-era cald, am deschis geam, mă duc să-mi iau o bluză totuși. Better. Mi-am luat pijamale astea de zi și ieri m-am machiat și m-am făcut de fard și de ruj peste tot, de zici că am purtat pijama asta 3 luni, dar nu, e purtată de o zi. Ce-am făcut zilele astea? Ne-am uitat pe Netflix, pe YouTube, foarte palpitant, și una din seriile mele preferate de filme sunt cele, acelea cu Tom Hanks, Da Vinci Code. Am senzația că nu toate se numesc așa. Eu așa am crezut până când să le caut pe Netflix. Și am scris pe Netflix Da Vinci Code și mi-a dat un singur film, adică primul. Și după aia m-am gândit că celelalte nu sunt pe Netflix. Dar apoi m-am uitat pe net și am văzut că al doilea se numește Îngeri și Demoni, iar al treilea se numește Inferno. Și căutându-le așa pe Netflix le-am găsit. Și le-am văzut aseară pe al doilea, altă seară pe primul. Mamă, le ador, deci mi se pare genial. Îmi place foarte mult actorul, mi se pare că e genul de, nu știu cum să explic, poate ești din cauza faptului că joacă rolul ăsta de om super deștept și eu cumva sunt atrasă de oamenii ăștia, dar mi se pare genul de actor bărbat care nu-i o frumusețe rară. Mamă, cât suc s-a făcut din două jumătăți. Așa, dar totuși are chestia aia lui așa care îl face să fie cumva atrăgător. Prin faptul că e un actor super mega bun, toată lumea știe și am auzit că s-a vindecat de virusul care ne nebunește pe toți în momentul ăsta. Pe unul mai mult ca pe alții. Dacă știți ce zic, hashtag să golim rafturile de hârtie igienică. Not. Da, și sunt foarte mișto filmele astea, dacă nu le-ați văzut. Este vorba despre, cum să explic? Complicat. El este un simbolog, parcă se numea simbolog, simbol, se ocupă cu simboluri, e foarte bun în descifra chestii, știe și foarte multă istorie și practic ajută în rezolvarea unor chestii care n-au legătură neapărat directă cu el, dar devine implicat prin faptul că fiind atât de deștept, oamenii au nevoie de el și chiar mă gândeam, zic eu, e un dezavantaj să fii super deștept că ce se întâmplă, nu stai liniștit acasă, stă pe tot felul de chestii. Și da, filmele sunt foarte bune, au legături din astea istorice, legate de Isus, de Dumnezeu, de adevăr, de secrete ascunse, de băi, eu ador chestiile astea, deci mi se par super mega faine și aș putea să mă uit non-stop la lucruri de genul. Problema este că nu prea am văzut, adică nu știu de ce. Dacă aveți recomandări, scrieți-mi în comentarii, genul, nu știu, să aibă legătură, uite, de exemplu, am văzut Cei doi papi și chiar dacă n-a fost așa cu legături de astea buhuhu, totuși mi s-a părut interesant, de tot ce ține de Vatican, mă fascinează, mie mi se pare foarte tare. Am oricum așa niște teorii de ale mele, un pic poate conspiraționale așa, dar asta e sentimentul pe care îl am când vine vorba de aceste lucruri. Mă distrez aici și îmi place ideea asta de chestii ascunse, de, uite, în primul film, de exemplu, este adusă în atenție și Mona Lisa și chiar mi-am amintit că sunt niște chestii care sunt scrise în adevărata pictură, mă refer, care au fost găsite recent, niște numere sau ceva. Doamne, și mă gândesc că omul ăsta, Leonardo da Vinci, ori și-a bătut maxim joc de noi, ori omul ăsta chiar e super mega, avea super mega legături. Și, nu știu, făcea parte din, am înțeles oricum că făcea parte din ceva societăți secrete de oameni de ăștia mai iluminați, ceea ce mi se pare și normal. Să știți că stați pachetul de șervețele și l-am mișcat un pic ca să iau un șervețel, că am făcut dezastru, care bici. Da, mă rog, ideea e că sunt foarte faine filmele și dacă știți filme de genul ăsta, ziceți că ar să fie și bune totuși. Deși nu știu după ce postei în situația asta, pentru că mă uitam la primul film, la recenzii pe IMDb și erau oameni care, vai, nu-i bine, nu-i bun, e tras de păr, oh my god, jignește credințele creștine și chestii astea. Mine mi-e nervează foarte tare când oamenii nu pot lăsa la o parte un pic ideile lor și să-și deschidă un pic ochii, adică și eu am niște credințe ale mele de care sunt destul de sigură și în momentul în care apare ceva total opus, nu-s gen, nu mi-arăta, nu vreau să văd, oh my god, gen, băi, hai să
hai să mă uit un pic, nu se știe niciodată, poate mă înșel, poate îmi deschide un pic ochii, poate nu chiar așa cum credeam. Fiindcă noi oamenii avem tendința să credem ceva, să luăm ceva de bun, stau un pic mai așa, și să fim siguri de chestia aia, din diferite motive, fie sociale, fie așa am fost crescuți, fie așa ne-am convins noi la un moment dat din niște experiențe proprii, și după ce ne convingem de chestia aia, gata, s-a terminat, nu mai vrem să credem nimic altceva, viața noastră se învârte în jurul acelui subiect și căutăm tot timpul să-l confirmăm. Când eu cred că ar trebui să facem lucruri un pic diferit, în sensul că, ok, eu cred, nu știu, că nu există marțieni. I don't know. Toată viața mea nu vreau să caut dovezi că nu există, o să caut dovezi că există și în momentul în care eu văd că ele nu apar, abia atunci să-mi confirme ideea că, băi, uite, într-adevăr nu există. Pentru că uneori creierul vede ceea ce vrea să vadă și în momentul în care tu îi dai o chestie asta, băi, nu e adevărat ce cred, poate o să vezi un pic și în afara ariei tale. Asta e părerea mea, nu știu, oricum eu sunt uneori și așa un pic filozofică, să zic, pentru că cred că și vina facultății la care am fost, când am fost înconjurată de subiecte din astea un pic mai, care m-au ajutat foarte mult și de oameni deștepți pe care am auzit vorbind și din punct de vedere m-a ajutat mult facultatea și cred că mi-aș mai dori să fac un master sau ceva doar ca să mai au discuții de genul ăsta în jurul meu, dar poate găsesc altă alternativă și da, sunt uneori, mă gândesc așa, băi, dacă nu-i totul cum pare, dacă creierul meu mă păcălește în momentul ăsta, fiindcă în ultimii ani, în ultimul an mai degrabă, mi-am dat seama că creierul meu uneori vrea să mă saboteze și mă scoate din minți chestia asta și lucrez cu asta, la psiholog am lucrat, vreau să mă reapuc de mers la psiholog, am vrut, dar a intervenit treaba asta cu boala și chiar încerc să-mi limitez interacțiunile, evident. Da, azi s-ar putea să ies un pic din casă, dar nu sunt sigură, oricum, o să vă iau cu mine, mai discutăm, vreau să fac vlog, deși poate e un pic ciudat și nu știu dacă. Adică cum o să fie, eu m-aș uita și la vloguri din casă, sincer, dacă îmi place o persoană, nu mă interesează, poate să filmeze și din peșteră că mă uit. Dar filmez oricum pentru că îmi plac vlogurile și mi-am propus să fac un vlog pe săptămână, chiar dacă nu-i vlog săptămânal, să încerc măcar să fac chestia asta. Nu știu dacă o să-mi iasă, nu promit nimic, vă zic așa, doar ca între prieteni, dacă vă uitați la clipul ăsta. Sper să-mi iasă, nu știu, oricum, am de editat clip pentru miercuri, trebuie să-l editez azi, să vedem. Sper să mă descurc. Și da, cam asta este. O să vedeți de ce mă refer, că sper că mă descurc, că e filmat cu altă cameră, sunt curioasă de sunet. E un clip filmat cu Corina. De fapt, stați că ați văzut ce deșteaptă sunt. Am uitat că am filmat prima parte atunci. V-am zis că au trecut 15 miliarde de mii de zile sau ce puțin așa se simte. Da, am filmat un clip cu ea care mie mi se mega la suflet, abia aștept să-l revăd și să-l editez. Curioasă cât timp o să aibă, pentru că el are momentul ăsta, să bea o gură de suc. Ce bun a ieșit. Yummy. Are momentul ăsta 50 de minute. Mamă, dar cea mare e de la pasta de dinți. Da, ok. Azi noapte. Deci noi ne-am culcat pe la vreo 1:20. Filmul s-a terminat pe la 1 fără. Și după aia ne-am apucat de discuții filozofice și am adormit, cred că pe la 1:30. M-am trezit la 4 și ceva, nu știu de ce, deci pur și simplu m-am trezit și m-am speriat, cred că mi-era cald, sincer, mă gândeam, zic, voi, de ce m-am trezit, eu sunt panicată, în fine, e altă discuție. M-am trezit și după nici 2 minute aud niște mișcări de astea în litieră, bă, mamă, dar știți cum, nervoasă, așa, cu lăbuțe, eu cred că a dat tot nisipul la jos. Și m-am dus la baie, gândindu-mă că e Puf, care în momentul în care e în litieră și face numărul 2, este absolut crizată, nu știu de ce. Și m-am dus la baie, m-am gândit să-l întrezesc pe prietenul meu, el dormea acolo cu spume, evident. Și m-am dus la baie și săraca mea pisică a făcut numărul 2, cum să zic, ca să nu vă scârbesc. Mie nu mi-e scârbe de chestii genul ăsta, pot să discut despre el când mănânc fără nicio treabă, dar dacă voi sunteți scârboși, puteți să dați un pic skip 10-20 de secunde sau să nu mâncați în momentul ăsta. Da, a făcut practic diaree. Sper că nu vă deranjează că vorbim despre chestiile astea. În fine, m-am speriat un pic, vă dați seama. Am mai pățit chestii din astea de când am pisici. Nu foarte des, din fericire, că m-aș fi alarmat, dar uite, de exemplu, într-o noapte tot așa m-am trezit că micuța a vomat. Nu știu ce s-a întâmplat. Și a doua zi n-a avut nimic, adică dimineața eu asta verific. Dacă deci dimineața nu se simte bine și nu mănâncă plică, atunci e grav, dar dacă dimineața se comportă normal, nu m-am alarmat, adică n-am făcut nimic special. În fine. Și săraca Puf nu se simțea foarte bine, i se auzea stomacul cum Gheorhăița, Gheorțăia,
Gheorghiuța. Oh my god, Andreea, e dimineața, iertați-mă. Așa. Și mă gândeam că o fi mâncat ieri, prostii, că am făcut aseară, am făcut ieri, de, da, aseară. Am făcut tort și am pus cocos pe deasupra și a prins și am mâncat niște cocos și prosimuri de la asta. Și tot în același timp, cumva, un indiciu asupra faptului că am mâncat ceva și asta cred că a deranjat-o este că pentru prima oară am mâncat din plântuța aia pe care am pus-o, care apropo e imensă în momentul ăsta, trebuie să vă filmez. Nu au fost foarte interesate, nu știu, mi s-a părut că o miroseau și erau așa, gen, whatever. Dar ieri puf, chiar am mâncat din ea, era super drăguță și cred că asta a fost, poate o durea stomacul și azi noapte a dat afară ce o deranja, ceea ce e foarte bine. Și acum pare că se simte ok, dimineața am mâncat plic, este veselă, e drăguță și acum am mâncat din nou pentru că nu știu de ce face chestia asta, puf, n-are niciun sens, mănâncă plic. Și după 50 minute mănâncă din nou mâncare. Da, s-au făcut 15 minute. E bine, am vorbit destul. Bun, mi-am făcut fresh-ul aici, să mă clătesc un pic pe mâini că sunt picioasă. Și mergem să facem exerciții, sper să am energie. Și trebuie să-mi pregătesc după aia micul dejun, că după ce fac exerciții o să mă iau foame. Și cred că mai întâi mănânc și pe aia fac duș, fiindcă mă ia super mega foame. Nu știu cine știe ce exerciții, dar voiam să vă arăt dacă aveți acasă greutăți. Cred că puteți să refaceți sincer și cu o sticlă de apă de 5 litri. Eu am mai multe feluri de greutăți, o să vă arăt imediat oricum. Și am descoperit niște exerciții foarte, foarte, cum să le zic, eficiente. Deci, pe scurt, eu acasă, dacă nu merg la sală, acasă de când mi-am luat setul ăsta de gante, am făcut foarte mult pentru picioare genoflexiuni, fandări și niște ridicări pe vârfuri ca să-mi lucrez gambele, pentru că mie se pare foarte important să-ți lucrez și gambele, atât ca femeie cât și ca bărbat, e ciudat să ai mușchiul de sus mare și mușchiul mic de la glezna, gamba, să fie mică. Și înainte le făceam normale, gen făceam genoflexiunea, mă duceam jos, mă ridicam. Acum le fac stând pe loc. O să vedeți. Hai că mergem să facem. Vai, vedeți ce drăguț doarme micuța aici pe pernuță. Din păcate va trebui să o dăm la o parte. Pentru că, da, am greutățile astea aici cu care cred o să lucrez un pic mâinile dimineața asta. Dar am aici greutățile alea serioase și un cablu, nu înțeleg ce caut acolo. Aici sunt greutățile mele, trebuie să o dau la o parte cu tot cu pufoșinea asta ei. Gazele luă-mă. Hai că am dat-o cu tot cu pernă. Ne întoarcem aici. Da. Tara! Mamă, ce grea e asta! Da, avem aici un set de greutăți. Greutăți gen n-ai barele astea și chestiile alea. O să vedeți imediat. Și spui tu ce greutăți vrei și în total poți să ajungi la 20 de kg, parcă, nu mai știu, ceva de genul, pe ganteră, cred. Așa era oare? Da, în fine, atât. Da, și spui tu ce greutate vrei. Și cred că o să-mi fac una de... Stai să mă gândesc, am făcut cu astea două recent, dar au 4 kg. Să fac cu 6. Da, cred că îmi fac cu 6. Da, hai că îmi fac o ganteră cu 6 și ne auzim. Bun, hai să vă arăt cum fac toată treaba. Bara asta are în sine 2 kg. A venit puf, evident. Și acum o să pun pe ea greutăți și o să le pun pe astea mari. Și ca să creez o ganteră de 6 kg, o să pun încă 2 de 2 kg. Știți ce zic? Ca să fie 2 cu 2, 4 și cu 2, 6. De la bara asta care în sine este grea. Puf este foarte util la un moment dat. Voi nu vedeți, dar s-a pus printre chestii și gata. Da, acum. Super, hai puf. Și practic asta este gantera. Să vedem dacă o să mai cresc în greutate. Azi o să fac genoflexiuni cu ea și practic o să o țin așa, așa că am nevoie doar de o singură gantera. Hai să ne apucăm de treabă. Hello! V-am așezat așa, nu știu cât de ok este. Ia stați să verific. E important nu este să vedeți capul oricum, o să mă așez aici, vedeți, asta e greutatea și ne apucăm de exerciții. Mi-a zis pantaloni de boschetare, sunt pătați de oriunde și de fal. Ei vă promit că sunt curate, adică am la oameni curate, dar sunt pătate de chestii și da, cred că o să le dau la spălat dacă am adus capul să ne murdăresc ca e. Sper că m-auziți, că sunteți super departe. Da, nu uitați că nu sunt antrenor, eu nu vă învăț în momentul ăsta să faceți ceva, deși cred că puteți, atât timp cât faceți exercițiu corect, n-are ce se întâmple și eu vă încurajez să faceți sport perioada asta, cum puteți, cât puteți, ce puteți, pentru că dacă nu ieșim din casă atât de mult, vă dați seama că n-ar fi drăguț să ne se atrofieze fundul și ceilalți mușchi și să devenim safide sau ceva. Plus că nu este sănătos, plus că nu o să dormiți bine noaptea, nu o să aveți poftă de mâncare, nu o să avem, de fapt, că vorbesc pentru toată lumea. Așa că eu am încercat în fiecare să fac un pic de sport. Cred că singura zi în care n-am făcut a fost sâmbătă. În rest am mărore, greutățe, m-am mai mișcat pe aici prin casă, bam, pe muzică, chestii. Puteți să faceți în activitatea asta ceva super plăcut și
Da, dacă aveți chef, puteți să puneți pe fundal un clip de-al meu și știți ce recomandarea? Uitați-vă la vlogurile de la mare, o să vă ridice super mult starea. Eu aseară am deschis un pic canalul meu de YouTube și m-am uitat un pic la vlogurile mele, da, e un pic ciudat, dar îmi trezesc amintiri plăcute, așa că de ce să nu mă uit? Și m-am uitat un pic la vlogurile mele de la mare și mi-a dat așa o stare super bună, așa că puneți-le pe acelea pe fundal. Și în timp ce mă vedeți pe mine acolo cum mănânc ciorbă de perișoare, meniul la 15 lei de la autoservire și mă duc la plajă, faceți exerciții și uitați ce fac eu. Am aici greutatea, da? O țin în felul acesta. Nu știu cât de bine o să vedeți, dar o să vă explic. O să stau mai în spate. Cu picioarele lipite, foarte important, fac o genoflexiune. Când ajung în poziția asta, nu mă ridic de tot, ci mă ridic un pic. Și fac câteva repetări. Aici, mă rog, depinde câte repetări puteți. E greu. E mult mai greu decât o genoflexiune normală. Nu uitați, picioarele trebuie să fie lipite, spatele drept, fundul în spate. Nu știu câte am făcut, dar oh my god! E super greu așa, decât dacă te ridici și cobori, te ridici și cobori. Ia uite, puf, mănâncă plantă din aia. Te simți bine, pufarina? Ce faci? Ia uitați cine vine la mine, măi! Ce faci? Bine mea! Vrei să faci exerciții cu noi? Doamne, am deschis geamurile și o să mă încălzesc super repede. Dar, da, ăsta este primul exercițiu. O să fac mai multe repetări de genul acesta. Gen, o să încerc să fac, nu știu, acum n-am numărat câte am făcut, următoarea dată o să fac 10, după aia 12, 13 și o să încerc să cresc și o să fac cam 5-6 repetări de genul. Iar al doilea exercițiu pe care vreau să-l fac, care mi se pare că ajută super mult gambele și cred că e cam singurul exercițiu pe care poți să-l faci acasă care îți ajută gambele, este, de obicei asta se face cu două greutăți, dar o să-l fac cu asta, nu cred că e o problemă, pur și simplu nu cred că vedeți. Așa vedeți? Fac mișcarea asta. Și asta e tot. Și fac chestia asta de 30-40 de ori și o să vedeți că simțiți cum arde fundul, mușchiul din spate și gamba. Frate, arde rău, rău, rău de tot. Ceea ce înseamnă că funcționează și de obicei am febră și la gambe, așa că merge. Și arată felul următor. Am făcut 35, mamă, arde rău, rău, rău de tot, dar merge, vă dați seama. Ceea ce îmi place mie să fac, dacă sper că ați văzut, că nu știu cât de bine s-a văzut, este că nu vreau, încerc să nu lipesc călcâiul de pământ de fiecare dată. L-am lipit, cred că o singură dată acum, pentru că m-am pierdut un pic echilibru. Dar ideea cu exercițiile astea două pe care le fac, stați să-mi trag sufletul, nu uitați că sunt astmatică. Dacă eu pot să fac asta, poate toată lumea, mă rog, aproape. Așa, ideea cu exercițiile astea este să țin un mușchi încordat, în sensul să nu-i dau repaus. Să fac exerciții unul după altul, după aia mă odihnesc, da, momentul ăsta sunt mega obosită. O să-mi dau și o bluză jos și continui cu ceva, o să-mi pun ceva pe YouTube ca să fie cât mai relaxat, mai beau câte o gură de suc și după aia o să mănânc sau mă duc la duș. Vedem și după aia mai vedem ce facem. Asta e tot. Astea sunt exercițiile pe care le fac astăzi. Mai am și fandări să fac. Stați să vă arăt și fandări. Le vă arăt fără greutate. Pur și simplu pui un picior în spatele celuilalt și în loc să faci așa, faci așa. De câteva ori. Vreau să vă zic că e de 500 de ori mai mai greu. Și nu știu, mi se pare de 10 ori mai greu, jur, și dacă faci cu greutăți, și v-am zis, nu vă trebuie gantere neapărat, puteți să faceți cu orice greutate, puteți să luați coșul de fructe în brațe, puteți să luați sticle de apă de 5 litri în fiecare mână, dacă faceți asta deja e super fain. Problema e că astea sunt mai incomode, pentru că de obicei lucrurile care sunt mai mari, mai voluminoase, sunt mai grele, în timp ce la greutăți sunt făcute și să le poți ține, ca lumea să face exerciții. Gata, mă opresc din vorbit, că o să-mi pierd de tot aerul, trebuie să-mi iau și tratamentul de astmă acum. Eu continui cu exercițiile, fac câte pot, în general nu-mi pun o limită din asta, încerc de fiecare dată să fac un pic mai mult decât data trecută, ca să simt că cresc. Și de obicei febra este semnul că am făcut ceea ce trebuie. Da, și gata, mă apuc de exerciții, spuneți-mi ce părere, nu știu ce părere aveți, că nu vreau sfaturi. De fapt, nu știu cum să zic, mă enervează foarte tare când arăt ceva și vine cineva, nu-i bine, nu este bine. Zici, transmiți un mesaj greșit. Nu asta e ideea, v-am dat să vă arăt ce fac eu. Spuneți-mi ce faceți și voi acasă pe asta exerciții fizice. Știu că există și antrenori care predau online cursuri. Da, gata, mă apuc de exerciții, mă opresc din vorbit. Bye-bye!
Gata exercițiile, am făcut și un duș. Părul meu stă minunat, oricum azi trebuie să-l prind în coadă că e gras și diseară trebuie să mă spăl pe cap. Sau poate mâine, nu mai gândesc. Da, am făcut exercițiile, sunt absolut ruptă, terminată, nu-mi simt picioarele, ceea ce este foarte bine, sunt extrem de mulțumită. Am făcut duș, m-am spălat cu un ulei de duș și am pielea atât de fină și s-a terminat. E uleiul de duș de la Tezorii d'Oriente. M-a enervat mirosul la început, dar pe parcurs am început să mă îndrăgostesc de uleiul ăsta de duș și îmi place foarte mult. Aș vrea să-l cumpăr, sincer, mai întâi să cumpăr alt ulei de duș, pe aceea să-l recumpăr pe acesta ca să-mi dau seama exact de diferență. Cam senzația că ăsta este mai gras, mai consistent. Și hidratează foarte bine pielea și nu m-am mai dat cu nicio cremă, pentru că m-am gândit că mai fac o dată probabil duș de seară și mă dau atunci, plus că trebuie să mă epilez pe mâini și pe picioare cu epilatorul, am foarte mult păr, din câte puteți vedea, abia mă vedeți pe mine de el. Am făcut duș, încă sunt obosită, dar mi-am terminat fresh-ul și urmează să-mi iau micul dejun. Am aici plic din acela de la Vitalis, din asta. Mi-am făcut un plic cu niște apă, l-am lăsat la răcit, s-a închegat foarte bine. E numai bun de mâncat. Și s-ar putea să ies și eu din casă. Oh my god, cât de entuziasmant. Nu vă gândiți că mă duc în mall, în parc, pe stradă să încep să tușesc pe oameni. Nu că aș fi răcită sau aș avea ceva. Ci pur și simplu mă urc într-o mașină, cobor din mașină și mă duc probabil în vizită la cineva. Da, nu știu, sigur, să vedem, cel mai probabil, oricum vreau să mă pun să mă machiez, că am chef să mă machiez așa cu mov. M-a apucat de seară chestia asta și aș vrea să fac așa machiaj rapid, să arăt un pic mai bine, îmi prind și părul drăguț, poate mă și schimb, dar vreau să fac ceva rapid, n-am chef să stau foarte mult să fac asta, dar mai întâi să mănânc micul dejun. Da, în spate vedeți că sunt, mă rog, nu că e dezordine sau ceva, că e ăla de rufe, încălțămintea, că ăla e holul. Celălalt storcător de fructe pe care îl folosim, bem suc o dată la 2 zile, am făcut și suc de sfeclă, foarte bun, ăla de pâine și șervețele umede. E par un pic dezordine, dar să știți că vrei. Na, stând în casă, non-stop, se face foarte repede dezordine și facem curățenie în fiecare zi. Cel puțin, nu știu, e dezastru. Sunt super obosită. Gata, mă pun să mănânc micul dejun. Ceasul cred că s-a făcut 11 între timp, de la toate exercițiile. 11 și 14 minute, mănânc, mă machiez și da, în funcție de ce fac, voi iau și pe voi și ne auzim. Gata, am mâncat și am zis că dacă tot am făcut exerciții împreună, am mâncat împreună, am făcut fresh împreună, am zis hai să ne și machiem împreună. Părul o să rezolv după aceea, nu o să rămân așa. Și da, o să mă machiez. Am cremele aplicate pe față, voi aplica acest produs ca să mă folosesc și de SPF-ul lui. E BB cream-ul de la L'Oréal Triple The Solution cu SPF 30. Sunt întrebată foarte des de el pentru că tot menționez că am un BB cream care îmi place la nebunie, că e hidratant și care și SPF și mereu sunt întrebată despre asta. Este vorba Triple The Solution. L-am încercat și pe Beyond The Solution, care n-are Beyond se numea? Parcă așa. Care n-are SPF, mi-a plăcut și acela, era hidratant, arăta bine pe piele. Pe ăla cu SPF 50 nu l-am încercat, știu că e și unul cu SPF 25. Mă rog, sunt mai multe, dar mie ăsta îmi place foarte mult și recomand. Problema e cu nuanțele, că e o nuanță care zice că se adaptează și pe fața mea uneori arată roz. În ultimul timp mi se pare că arată roz, nu știu de ce, nu știu ce se întâmplă cu el. Dar ai treaba. Ca și anticearcăn voi folosi Fit Me de la Maybelline. Este un anticearcăn pe care l-am primit de la Corina și știu că l-am încercat parcă o dată după ce mi l-a dat. Nuanța mea este 20. 20, nu știu dacă mai are nume. Și e un anticearcăn de care am auzit foarte multe chestii. La un moment dat voiam să mi-l cumpăr pentru că văzusem la o youtuberiță că zicea că are acoperire super mega mare, dar apoi am văzut la altcineva că zice că are acoperire foarte mică, așa că nu l-am mai luat. Și mi l-a dat ea, nu mai știu de ce mi-a zis dacă i-a plăcut sau nu i-a plăcut, nu mai țin minte. Dar știu că l-am încercat odată și nu mi-a plăcut deloc, pentru că arăta super mega cakey sub ochi. Și vreau să văd dacă într-adevăr așa este. Cam așa arată cu anticearcăn și fără. Acoperi destul de bine, arată un pic cakey, pare că are un pic pudră în el, nu știu cum să zic. Și probabil că o să-mi ziceți, a, dar aplică mai puțin dacă ți se pare că încarcă, dacă aplic puțin nu acoperă. Și oricum nu cred că asta e problema, cantitatea, ci cred că contează formula lui. Dar oricum nu încarcă atât de rău, doar că pentru cât încarcă m-aș aștepta să aibă acoperire mai mare. Hai că azi arată bine, sub ochi. Fit Me, Maybelline. Îl vedem. Da, s-a așezat bine. Arată super ok. Parcă s-a mai topit așa în piele un pic, că l-am mai amestecat. Nu mai arată cakey. O să-l și fixez cu pudră, pentru că nu pot să stau cu el așa. Nu e... Nu s-a uscat de tot, ca să zici că e un
produs care nu are nevoie de fixare, așa că o să-l fixez cu un pic de pudră și cred că o să folosesc pe asta. Trebuie să-mi spăl neapărat pensulele azi. Problema este că, uite, acum am dat seama că culoarea e destul de închisă și nu mi-a dat mega iluminare sub ochi. Așa că va trebui să-l combin, dar trebuia să-l folosesc și așa individual ca să văd exact care e consistența lui. Să-mi fac o idee, să pot să vă zic o părere. Da, parcă a oxidat, nu știu ce s-a întâmplat, ceva s-a întâmplat, parcă s-a mai închisă la față decât eram. O să-mi conturez fața, o să o bronzez. După aceea o să aplic blush, iluminator, hai să facem chestiile astea. Creion de buze și ruj și am terminat și cu fața. Ați văzut că am folosit nebunia asta de la Jeffree Star pe pomeți. Mi se pare un produs tare greu de aplicat, care arată foarte dubios, așa, extraterestru. Dar îl mai port din când în când, când am chef să mă simt așa. Face cât, pomeții să arate destul de ciudat. Mi-am aplicat pe buze ruj, ați văzut ce ruj mi-am aplicat. Acum o să-mi fac sprâncenele cu Brow Satin de la Maybelline. În ultimele zile, când m-am machiat, mi-am făcut sprâncenele cu el și am fost foarte mulțumită. De fapt nu, stați cam aici, perie de sprâncene. Îmi place tare, tare mult. Și by the way, eu m-am machiat, de exemplu, și când n-am ieșit din casă, pentru că mi se pare că, nu știu, poți să te simți mult mai bine, adică dacă te aranjezi un pic, îți schimbă și starea, adică dacă de fiecare dată când te vezi în oglindă, ești ciufulită și nearanjată și chestii din astea. Plus că putem profita de faptul că stăm mai mult în casă și să exersăm machiaje. Eu am făcut chestia asta, mi-am aplicat și ceva cu glitter. Chiar dacă nu m-am dus să mă vadă nimeni, n-am filmat nimic. Mi-am aplicat și așa o dungă de glitter interesantă, care mi-a plăcut foarte mult cum a arătat. Și da, vreau ce să mă machiez. Mâine am programare la unghii și mă tot gândesc cum să fac. Dacă să iau taxiul, dacă să merg pe jos, dacă să merg cu mijloace de transport în comun. Deși am înțeles că ele ar trebui evitate foarte mult. Da, nu știu ce să fac. N-aș vrea să deschid subiectul foarte în detaliu, de asta nici nu prea intru în subiect, nu prea vă zic părerea mea, pentru că toată lumea vorbește doar despre asta și este extrem de enervant. Și mă gândesc că n-ați intrat pe clipul ăsta și nu stați pe canalul meu ca să auziți tot asta, așa că nu o să intru în subiect neapărat. Să vă zic așa doar, pentru că se intersectează cu viața mea, asta era ideea. Dar nu, în rest nu o să intru în subiect, nu o să vă zic nimic despre asta, pentru că, sinceră să fiu, cred că se zic destule pe net și cred că sunt ultima care n-a vorbit despre asta. Stați să-mi aduc pensulele de ochi. Am aplicat pe toată ploapa un fard din această paletă, pe care ați văzut că am folosit-o și în clipul Get Ready With Me cu Corina. Și în ultimul timp am tot jucat cu fardurile de la BH Cosmetics, iar mi-am realizat machiajul cu aceasta. Asta să vă arăt cum arată interior. Este Golden Twilight și arată așa. Sunt multe fardulețe și cred că când te uiți așa la ea nu pare mare chestie, dar fardurile sunt foarte bune și îmi place că are una, două, trei farduri maro, mate, relativ neutre, cu care poți să-ți faci pliu și în rest ai și verde, mov, albastru. Sunt farduri foarte faine și calitatea în sine e foarte bună. Și de asemenea îmi place și paleta asta. Mă deranjează fardurile de tranziție, dar farduri precum asta pe care l-am acum pe ploapă, auriu, rozul ăsta, ăsta, sunt farduri superbe, ăsta îmi place, verdele ăsta interesant, l-am folosit. Da, albastrul ăsta, abia așa să-mi fac machiaj albastru la vară, deci sunt chiar foarte faine. Alea de pliu nu mi se par extraordinare, dar mi se pare că celelalte compensează și calitatea e foarte bună. Fardul ăsta si de fapt, așa cum îl vedeți, l-am aplicat peste baza fixată, deci n-am aplicat nimic pe dedesubt și s-a aplicat foarte frumos și se estompează și singur foarte bine. Dar o să iau eu un pic
de mult ca să le stompez. Și cam asta va fi cu machiajul ochilor. O să mă mai joc un pic cu iluminatorul de la Jeffrey pe pleoapă. A, nu v-am zis că e posibil să nu mai plec nicăieri. C'est la vie, nu e mare chestie. Eu mă bucur că mă aranjez. Mă face să mă simt super bine. Vremea de azi este așa, un pic dubioasă, adică pare că bate vântul, pare că e un pic răcoare. Acum pe pleoapa de jos. Trebuie să-mi spăl pensulele. Mai am doar două pensule de blending curate. O să încerc să-mi aplic cu pensula asta, că e curată. O să iau un pic de maro din ăsta. E un maro neutru mișto, un fard de la Essence, Nanza Brownielicious, din colecția My Must Haves și mi se pare chiar un must have. Și o să-l aplic aici la baza genelor. Hei, hai că merge! Hei, chiar merge! Oh, ce întunecată sunt la față. Se tot schimbă lumina. Băi, s-a aplicat neașteptat de bine. Mi-a și estompat un pic fardul. Auziți un cățel? Avem animăluțe pe aici, pe jos, care sunt foarte vorbărețe. Ca să creez un pic de dimensiune, cred că o să iau fardul ăsta de aici. E Brave. Sunt niște farduri de care nu m-am atins. Sunt farduri foarte închise, așa, si de fate. Sunt ciudățele, sincer. Și nu știu, sincer, cum este. Mi-e teamă să nu facă fallout. Că ăsta cam căzut, dar s-a luat, nu mi-a pătat fața. Da, e interesant, cred. Ok. Nu este... Știți cum cred eu că ar trebui folosite fardurile astea? Astea de pe ultimul rând. Cred că peste o bază închisă la culoare, pentru că are și în evidență sclipiciu și tenta pe care o are fiecare fard. Uite, de exemplu, ăsta, Rage. Wow, ăsta e super frumos. Ce albastru, what? Asta e super pentru un smoky, tot așa pe toată pleapa. Ok, super. O să-mi aplic tuș și azi dacă vreau să fac un experiment și o să-mi aplic tușul acesta de la Miniso, Wear All Day. Este tuș cariocă, așa arată vârful. L-am primit pe acesta și nu l-am folosit niciodată cu totul, pentru că mi-am gândit că l-am folosit odată și mi-a dat impresia că nu e ok. Că nu e ok, că se întinde, așa că mi-a fost teamă să-l port în momentele în care aveam nevoie să-mi rezist, adică nu-mi venea deloc să mă duc undeva și să mă trezesc că mi-a picat fardul. Acum mi-a plecat un pic de iluminator, că mi-a picat fardul, Doamne, că mi s-a întins tușul. Așa că acum e momentul absolut perfect să-l testez și să vedem care-i treaba cu el. Eu sper să fie rezistent, că parcă era destul de intens. Da, stați să-mi îndurez mai întâi genele, dacă văd undulatorul. Să-l aplicăm, să vedem dacă merge, să-mi trasez liniile cu el și, mai important, dacă rezistă. Rujul ăsta, de fapt, culoarea asta de ruj, flirty sau parcă așa se numea, se pare de faină. E gen de culoare care cu siguranță merge tot anul, dar nu știu, când mă uit așa la ea, îmi inspiră așa primăvară, nu știu de ce. Hai să-mi aplic tușul. N-are nimic în el, nicio biluță, apply așa. Remove with makeup remover. Duotip. Ce ciudat. Nu știu dacă o să pună focus. Scrie ceva de duotip. A pus focus aici? Aici, cred. Cred că mai este încă un vârf aici. În fine, hai să vedem. M-am aplicat tușul în mare. Linia asta mi-a ieșit oribilă din cauza... nu știu ce s-a întâmplat, sincer. Dar am și acest produs de la Miniso, Fix It, care e un corector și are în capăt o chestie, ceva make-up remover, nu știu, și o să încerc să corectez chestia asta, care, Doamne ferește, nu știu cum am putut să-mi iasă o linie de proastă. Impresii despre tuș, nu este negru deloc, dacă vă uitați, e mega, adică e, nu e deloc intens, lucru care e deranjant pentru un tuș. Se umple foarte repede vârful ăsta de fard și chestia asta îl face să fie și mai transparent. Se comportă fix ca un marker. Știți că markerul, atunci când scrii cu el, la descris mă refer, are o anumită transparență, e așa cumva ud. Așa e și ăsta. Ia să-l văd și în colțul interior. S-a aplicat ok în colțul interior, dar în continuare nu e negru. Absolut deloc. El zice că e waterproof. Scrie wear all day... waterproof, smudge proof și că rezistă 24 de ore. Vom vedea, deocamdată nu l-aș recomanda, nu știu cât costă, dar puteți găsi variante mult mai bune, de exemplu la Essence.
O să-mi aplic acum niște rimel. După aceea rimel de sprâncene. Ah, și gata machiajul. Voiam să zic și buzele, dar pe buze deja am ruj. Ia uite ce chestie, că mă dau acum cu rimel, rimelul fiind, na, foarte negru, imediat îți dai seama că de fapt tușul nu este deloc, deloc negru. Asta e. Și gata machiajul, așa a ieșit. Voi testa astăzi rezistența tușului. Da, ce să zic, nu e negru, nu mi s-a părut extrem de ușor de aplicat. N-am o părere foarte bună despre deocamdată, sunt curioasă de rezistență. Spuneți-mi dacă voi l-ați încercat. Și vreau să vă fac un update, că tot vorbeam în clipul trecut ala cu Get Ready With Me, de acest rimel, Pupa Vamp, pe care l-am încercat. M-am dat cu el non-stop de când l-am, pentru că desfăcut el mai am pe ăsta și pe ăsta, o lalea, și ăsta nu-mi place, băi zimberiți. Mă gândeam că ele seamănă foarte mult și periuța e destul de asemănătoare și ele seamănă ca și ambalaj. Vedeți? Sunt foarte asemănătoare. Ăsta nu știu, nu prea îmi place, e mega mediocru, așa mi se pare, obțin la alungire, e varză, deși el zice că e pentru alungire, n-am înțeles. Dar referitor la acesta, voiam să vă zic că a început să-mi placă un pic mai mult și cred că a început să-mi placă pentru că a început el să se usuce un pic, deși el de la început a avut o formulă cumva uscată, dar ideea este că mi-am dat seama că cel mai bine lucrez cu el dacă aplic un singur strat și lucrez mai mult. Eu cu toate rimelurile pe care le am aplic două straturi, așa funcționez, pur și simplu primul strat este cel prin care acopăr fiecare geană, iar al doilea strat este cel în care lucrez la forma finală pe care vreau să o aibă, la lungire, la volum, depinde de rimel și de periuță. Dar cu acesta, din două straturi, îți ies trei gene, piciorușe de păianjen, adică rezultatul nu este deloc ok, dar la fel are zile și zile. Sunt zile în care dintr-un strat nu arată deloc extraordinar, în al doilea strat arată bine, sunt zile în care dacă îndrăznești să aplici al doilea strat va arăta groaznic, așa că nu știu, nu știu ce să zic, nu știu care e prețul lui exact. Am văzut că a fost destul de multă reclamă în jurul lui, cred, dar mi se pare că Maybelline Lash Sensational e mai bun, rimelul de la Catrice e mai bun, rimelul de la Oriflame e mai bun, nu știu, nu știu. Mi se pare, în momentul în care ai un produs ăsta mai complicat așa, parcă nici nu-ți face mega plăcere să-l aplici. Astăzi arată relativ bine, nu mi se pare că e extraordinar. Așa arată genele mele. Sunt ok, nu sunt extraordinare, rezistă pe gene, dar sincer, nu știu. Acum aș mai fi simțit nevoia de a doilea strat, dar mi-a fost teamă să-l aplic pentru că știam ce se poate întâmpla. Ăsta este update-ul, nu știu, un singur strat, oricum e rimel, se va, în 3 luni o să-l arunc, dar, nu știu, parcă aveam cumva alte așteptări de la el. Okidoki, pentru că nu mai plec nicăieri, lucru care cumva e pozitiv, deși v-am zis, interacțiunea mea cu oameni era extrem de mică, era cu o persoană în plus față de cum e de obicei, așa că nu se întâmpla nimic, nu puneam în pericol pe nimeni, deși să știți că la noi în Galați cel puțin e plin pe străzi. Dar v-am zis, nu o să intru foarte mult în subiect, pentru că deja s-au zis foarte multe lucruri, plus că nu sunt în măsură, sunt alți oameni care vorbesc mai cu sens despre asta decât o fac eu, decât aș face eu, dar da, nu mai ieșim. Asta este, o să ne găsim alte activități. E ceasul, iau, de 12 fix, urmează în curând probabil să luăm prânzul. Acum, sincer să fiu, aș vrea să mă epilez. Nu știu de ce mi-a venit cheful ăsta să mă epilez, am epilatorul. Cred că cumva în fiecare vlog zic că mă epilez, că se nimerește, mă epilez cam o dată pe săptămână. Nu cred că ar fi nevoie să o fac atât de des, dar nu-mi place. Mie îmi place să am pielea perfect fină, ca în momentul în care mă dau cu loțiune să fie extraordinar de fină, mai ales acum că am și mușchi încordați. Au, am întins piciorul și m-a durut. Ah, dar nu știu, este plăcerea vieții mele să fac sport, să fiu epilată, să mă dau cu cremă. Da, astea sunt micile plăceri ale vieții. Ne auzim pe parcursul zilei, poate mai vorbim. Nu știu, sper că deocamdată vă place vlogul ăsta, care mi se pare foarte diferit față de orice alt vlog, dar se pot face activități în casă, vrute și nevrute. Mi se pare o perioadă perfectă să te bagi în dulapul cu haine, să ți-l organizezi, la make-up, să faci lucrurile alea pe care n-ai putut să le faci sau le tot amâni să le faci de ceva timp. Îți pui muzică sau un clip pe YouTube sau un serial, ceva mega relaxat la care încerci să te uiți așa cu sufletul la gură. Și faci chestii prin casă, ștergi, speli, cureți, reorganizezi, încerci, poate donezi cuiva, poate ai haine pe care le mai purta și sunt în stare bună și ai putea să le dai cuiva care s-ar bucura mai mult. Nu știu, poți să iei binele din toată această situație, eu așa cred. Am un moment foarte ciudat de optimism, dar se întâmplă. Gata, am apuc să mă epilez. Activități minunate, mă uit la Ioana 114. Ioana mi-a atât de dor de ea, nu știu ce s-a întâmplat, de n-am mai postat de vreo 2 luni, probabil că e ocupată, nu știu, sper că e bine, în orice caz. Doamne, mi-este atât de dor să o aud, adică e ciudat să zic asta, pentru că de vreo 2 zile mă uit doar la clipurile ei pe YouTube, le-am luat de la capăt, de la primul clip și mă tot uit, acum am ajuns la 28 martie 2018.
și o ador pe Ioana, este, cred că, youtuberița mea preferată, per total, dacă e să trag linie dintre toți oamenii care mi-au plăcut mie pe YouTube și care au rămas în sufletul meu, care nu s-au schimbat sau nu mi-au provocat așa o stare aiurea când i-am urmărit, Ioana este number one. E cea mai tare, mi-ar plăcea foarte mult să am o prietenă ca ea, sincer, e nașpa că e cu distanța și, mă rog, nici aproape nu mă cunoaște, dar, nu știu, un om ca Ioana mi se pare unul la un miliard și un om minunat și mi-e dor de ea. Nu știu, sper că e bine, chiar dacă nu postează pe YouTube, măcar are YouTube, are canalul activ și pot să mă uit la clipuri dacă mi-este dor de ea. Nu știu ce înseamnă asta, a fost așa o declarație în direct și în reluare. Da, mă duc să mă epilez chestii. A venit iubitul meu acasă cu câteva cumpărături și am zis să vă arăt și vouă ce a luat. Ce asta? De fapt să văd și eu, că nici eu nu știu. Șuncă cu crustă. Șuncă de porc. Produs fiert și copt. Ok. Un hummus. Nu avem legume, în schimb, pentru el. Două de astea de sushi pe care o să le mâncăm ori azi ca cină, ori mâine ca prânz, habar n-am. Astea sunt primite, nu sunt cumpărate, niște foarte multă turtă dulce. Chifle, după aceea ce avem aici, o să vedem. Asta e chestia aia, iaurt cu tot felul de fructare. Puiul ăsta care e foarte bun, îmi place tare mult puiul ăsta afumat. Am luat și din Lidl și din Kaufland, îmi plac amândouă, sincer nu simt o diferență. Mă rog, zice că are eticheta curată, că sunt ingrediente bune, whatever, dar ideea e că e foarte bun și e pur și simplu piept de pui și e chiar gustos. Așa. Mai aici un iaurt. Cottage cheese, asta e de mâncat, e mișto de mâncat cu mămăligă. Și un iaurt simplu, de pus în tot felul de chestii. Da, câteva cumpărături pentru casă. Să vă explic. Ceasul este 12:30 noaptea, eu sunt în baie, m-am spălat pe dinți și mă pregăteam să mă demachiez, vezi, să ne-am pus superbitatea asta în cap pentru că n-aveam nicio coroniță la îndemână și mi-am amintit că trebuie să vă fac update-ul despre tușul de la ochi. Ne-am uitat la a treia parte din Da Vinci Code, practic la filmul Inferno, a fost absolut senzațional și acum, nu știu dacă se aude pe fundal, sunt sunete din The Walking Dead pentru că lasă să uite iubitul meu. Eu am venit să mă demachiez. Și bine am făcut, nu m-am demachiat înainte ca să vă arăt și starea tușului. Și după aia o să mă pun să încerc să dorm, pentru că ceasul, v-am zis, e 00:27. Deci, practic, deja este miercuri 18 martie, zi în care trebuie să postez și zi în care trebuie să merg la unghii. Și apropo de unghii, mi-am petrecut seara gândindu-mă la un model pe care să mi-l fac pe unghii. Îmi place lungimea la care sunt ele acum, așa că nu cred că o să-mi iau din lungime. Dar nu știu ce culoare să fac. Vedeți ce degete strâmbeam? Îmi plac deloc degetele mele. Nu știu ce culoare să fac, ce mă gândeam să fac ceva așa de primăvară, ceva vesel, dar n-am nicio idee, așa că o să mă mai uit pe Pinterest mâine și o să mă duc să văd ce idee are și ea. Și da, sper să iasă ceva drăguț. Tușul acum, update pentru tuș. Să vedem dacă pune un focus, nu știu cât de bună e lumina, e sincer, e cam... Așa arată machiajul meu după multe ore, dar la capitolul tuș, în colțul interior, din câte puteți vedea, n-a rezistat, s-a luat, s-a șters, în condițiile care eu nu m-am frecat la ochi sau ceva. După aia aici, pe pleoapă, s-a luat, mă rog, e un tuș pe care nu-l recomand. Sincer, este relativ mediocru, puteți găsi mult mai bine, v-am zis nu știu cât costă, dar dacă vreți un tuș care eu vă recomand să vă luați ceva de la Essence. Ok, e mai ok, sincer, nu știu, ăsta nici negru, nici intens, nici... Da. Okidoki, atât pe seara asta, planeam să închei vlogul în seara asta, dar mă gândesc să mai filmez și mâine, poate vă iau cu mine la unghii, deși nu știu ce să zic, pentru că atmosfera prin oraș e așa, blea, adică nu am fost neapărat în multe locuri, dar îmi pot da seama că oamenii sunt destul de și cred că ar fi un pic ciudat să începe să scot camera pe acolo, timp ce toată lumea este mega agitată, panicată, cred că micuțe lângă și a făcut niște chestii. În fine, da, cel mai probabil ne auzim mâine și da. Nu am idee ce să spun, cred că mi-e și un pic somn, dar ne auzim mâine. Hello! E a doua zi, miercuri azi. E ora 2, abia am luat masa și am mâncat sushi. Din păcate mi s-a anulat programarea la unghii. Chiar mă bucuram pentru că... Mă bucuram, pentru că aseară văzusem o postare făcută de tipa la care fac unghiile și zicea că de joi nu mai lucrează și mă bucuram, zic, mamă, cât de tare că eu mă duc miercuri și practic îmi fac unghiile, dar am înțeles că aseară s-a dat lege sau ceva, sau dimineață și de astăzi se închis saloanele de frumusețe.
Așa că da, nu știu cât o să rămân cu unghiile astea. Sunt într-un stadiu foarte interesant. N-am nicio problemă cu ele, chiar nu s-a agățat absolut niciuna, nici nu sunt foarte crescute, mi se pare. Oricum, mama a făcut programare un pic mai devreme de data asta, dar oricum, vă dați seama că nu face plăcere să stau cu ele încă 2-3 săptămâni cât o să mai fie, dar o să mă descurc. Dacă o să fie prea lungi, o să le mai plesc. Eu mă cam deranjează unghia asta care pietricele și dacă aș vrea să mă dau cu ojă pe deasupra, n-aș putea sau aș putea, dar unghia asta ar trebui să rămână liberă, în fine, e mai complicat. Asta e viața. Ce să-i faci? Mă rog. Și da, astăzi eu n-am făcut nimic extraordinar. Am făcut curățenie, am mâncat, chestii de genul. Dacă auzi niște zgomote, se lucrează. Asta se aude și mă tot gândeam eu ce clipuri să mai filmez, ce clipuri să mai fac pentru săptămânile astea. Mă gândeam că clipuri de cumpărături nu prea o să fie și mă rog, am încercat așa să-mi exclud mental ce clipuri nu voi mai putea posta probabil perioada asta. Și mi-am amintit că Notino a scris pe Instagram că au o livrare gratuită. M-am entuziasmat, evident, și am zis să intru să văd dacă m-ar interesa ceva. Și am văzut că au băgat pe site colecția lor nouă de la Essence. De fapt, colecția nouă a celor de la Essence. Sper că a avut sens. Au scos cei de la Essence. Am văzut niște produse. Pe Notino nu sunt toate. Am văzut că ar mai fi niște blush. Ia să scriu. Essence blush. Poate nu-l găsesc eu. Așa, și am zis, păi, dacă tot au scos și... Am scos o colecție nouă și o văd pe Notino, hai să-mi dau o comandă. Cum ziceam. Da, cei de la Essence v-am zis că au scos câteva produse. Au scos mai multe. De exemplu, cred că și paleta asta este nouă. Pun un focusuț, dacă se poate. Paleta asta, vedeți că e o paletă gen de blush-uri, dar are două iluminatoare, două blush-uri și e 28 de lei. Paletă de farduri pentru obraj, clar că două sunt iluminatoare. Mi se pare că blush-urile par destul de închise și da, nu știu dacă aș cumpăra-o pe asta, sincer, pentru că, nu știu, îmi par așa cam chunky, adică pare că bucățile de sclipii sunt cam mari. Așa că asta nu, dar e nouă din ce văd eu. După aceea, creionul ăsta de sprâncene, de exemplu, cred că este nou. Super Less 24 de ore, creion pentru sprâncene rezistent la apă. Pare fain. Vedeți? Seamănă cumva cu ideea aia de creion subțire retractabil, dar s-ar putea să aibă o formulă diferită. Și e 10 lei, mi se pare un preț foarte bun, e numai bun de încercat. Apoi am găsit și aici un rimel și pe lângă produsele pe care le-am luat de la Essence. M-am gândit să mai completez cu ceva ce voiam oricum să iau de mult, și anume câteva produse Dermacol. Nu știu neapărat dacă vreau să iau produse de machiaj Dermacol, o să intru să mă uit mai degrabă. Ia să vedem, Dermacol, machiaj. Am vrut să iau buretele lor, dar nu-l vreau pe cel, este unul aici, să vi-l arăt, e foarte dubios, și anume acesta. Stați așa, iertați-mă că vorbesc pe aceste bătăi, dar asta e situația. Hai să pune o dată focus. Aha, vedeți că este buretele acesta, e bine, eu nu-l vreau pe ăsta, deși poate fi bun și ăsta, habar, da? Eu îl voiam pe cel roz, că am zis că este foarte, foarte bun de la Ioana, ea l-a băgat în favoritele anului și am zis s-ar putea să fie bun, dar nu-l văd pe site. Au pe aici diferite baze, fonduri de ten, mă rog, au cam toate produsele, dar eu, nu știu, nu mă simt atrasă neapărat de ceva. În schimb, vreau geluri de duș. Pentru că am primit niște geluri de duș de la Floria cu câteva luni, de la ei și, doamne, mai am foarte puțin din cel cu ciocolată. Consistența este super ok, dar, nu știu, mi se pare că mirosul e cel care le scoate în evidență. Și pe site aici am văzut că există și variantă cu pepene. Așa, și cu pară. Și am luat un gel de duș cu pară și unul cu pepene și mi-am luat și o loțiune de corp cu altă aromă. M-am gândit să-mi iau tot cu pepene loțiunea de corp, dar m-am gândit să hai să încerc toate variantele de mirosuri sau, mă rog, astea care sunt disponibile. Și mi-am luat cu struguri și lime, parcă, crema de corp. Sper din suflet să miroasă bine, sper. Da, și astea ar fi de la Dermacol. După aceea, dacă vă amintiți, tot de la Flori, cred că am primit o... oare de la Flori? Dacă încurc, îmi cer scuze, dar nu mai țin minte. Oricum știu că am primit un produs de la Delia, un ser, să-i zicem, cu vitamina C, așa micuț, într-un ambalaj, într-o sticlă, de fapt, maronie, așa închisă la culoare. Ser cu vitamina C, ce se aplica o dată sau de două ori pe săptămână, care mi-a plăcut foarte mult, s-a terminat super repede pentru că era micuț, dar mi-a plăcut mult. Și am văzut că Delia se găsește pe Notino, după cum vă arătam și despre apa lor micerală. Și am zis să mă uit peste produsele Delia și am găsit un ser foarte, foarte interesant. Este un ser cu acid hialuronic pentru față, gât și piept, 10 ml, este practic împotriva ridurilor și, mă rog, ce beneficii are acidul hialuronic.
hialuronic, costă 18 lei și sunt foarte curioasă pentru că eu chiar voiam să includ în rutina mea un acid hialuronic. N-am reușit să ajung în mall să-mi iau pe cel de la Dermacol, cum nici nu eram foarte sigură de el, dar acum o să-l încerc pe acesta. Da, și acum mă mai uitam, căutam niște produse care nu se găsesc la noi în România. De exemplu, e un anticearcăn de la Maybelline pe care vreau să-l încerc, fiindcă cred că tot la Ioana l-am văzut și zicea că are o acoperire super mare, dar la noi în România n-a apărut încă prin magazine cel puțin și o să mă uit pe net după el. Da. Mă mai uit la una alta, după care dau comanda. Cred că a și rimat. Și da, plănuiesc să fac un clip cu First Impressions, practic. De asta iau produsele despre cu aceste produse de machiaj și mă rog, vă dați seama că nu o să fac First Impression la gelul de duș, dar sunt foarte curioasă de miros. Fiindcă, până la urmă, nu știu cât de diferit poate fi un gel de duș față de altul, având în vedere că e din aceeași gamă, cred că mirosul se difere cumva. Și da, ia uite ce tare, ăștia de la NYX au un balsam de curățare, cred că e de la, de demachiere gen. Foarte tare. Da. Cred că o să închei vlogul acesta astăzi. O să vă iau un pic să vă arăt toată comanda așa, să fac un sneak peek, pentru că sigur vlogul ăsta o să apară înaintea comenzii. Comanda care sper să ajungă, pentru că văd că cei de la Notino de obicei sunt foarte prompți cu livrarea, adică dacă scrie pe site că vine peste 2 zile, așa vine. Dar acum văd că, uite, astăzi este miercuri și spune că livrarea o să ajungă luni la mine. Și sper din suflet să ajungă, asta e important, să ajungă cândva săptămâna viitoare, dar să vină la mine, fiindcă aș vrea să filmez clip. Și am un pic de emoții, dar sper că va fi bine. Astea sunt produsele. Dacă sunteți curioase de vreun din ele, stați cu ochii pe canal pentru că va urma o părere. Dar vedeți că sunt prosie, sensul să încerc în sfârșit acest anticearcăn. Mereu când îl aduc în discuție pe cel de la Catrice Camouflage, toată lumea îmi spune, de psică, că ar trebui să-l încerc și pe cel de la Essence pentru că este senzațional și v-am zis că am tot vrut să-l cumpăr, dar nu m-am urnit și l-am văzut acum pe site. Era doar o nuanță disponibilă, 20 Light Ivory. Sunetul ăsta este absolut mirobolant. Și sper să mi se potrivească, sincer, sper să nu fie foarte deschis. Să fie bun cât să pot să-l încerc, 15 lei. Așa. Și mă rog, v-am mai zis. Am luat și un ruj, sunt foarte curioasă de rujul acesta, în rest produse de la Dermacol și cel de la Delia. Și voiam să vă arăt că, dacă știți cutiile astea, vi se par cunoscute de prin clipurile mele, când am primit colețele de la Flori, mi-a trimis de fiecare dată și astfel de cutii, care sunt superbe, le folosesc și sunt foarte, foarte frumoase, nu doar să le oferi cadou, ci să le ții prin casă cu diferite chestii și am văzut că au mai scos două variante foarte elegante, sunt superbe. Și de asemenea, vedeți că aici aveți mai multe opțiuni pe care le puteți bifa. Apropo, cutia asta e 23 de lei. De exemplu, asigurarea coletului, pe care e ok să o, nu știu, să o pui în caz că se întâmplă ceva, e 3 lei și, mă rog, nu mai are chestie. Eu de obicei zic că n-are ce se întâmple, mai ales dacă nu iau parfumuri și chestii care s-ar putea sparge. Așa că nu o bifez, dar au această opțiune nouă cu ambalare ecologică și e prima oară când o văd aici, cred că e recent pusă. Și uite, ajutați-ne să protejăm mediul înconjurător alegând ambalaje din material reciclat fără plastic și costă 5 lei. De obicei, produsele, știți că atunci când vin coletele, produsele sunt foarte bine ambalate, cel puțin cei de la Notino, pun o grămadă de chestii în jurul lor ca să nu se spargă, să ajungă bine și de fiecare dată mă simt așa, nu știu, aiurea că parcă particip și eu la folosirea plasticului, dar oricum eu reciclez de fiecare dată când primesc lucruri de genul ăsta, pentru că noi reciclăm cam tot, dar dacă se poate să primesc chestii în ambalaj reciclat, eu mă bucur și dacă pot contribui, o să fac. Și vă sfătuiesc pe voi să faceți la fel, mai ales că 5 lei nu e o sumă mare, comanda mea e în valoare de 145 de lei, mă rog, și transportul este gratuit, că asta m-a avurnit să intru pe site, da. Cam asta e treaba. Mi-aș dori să am și un voucher, dar nu cred că am. Ar fi fost bine. Astea sunt produsele. Mulțumesc mult că v-ați uitat la acest vlog. Sper că v-a plăcut. A fost un vlog diferit, așa, mai din casă. O să încerc să mai filmez vloguri perioada asta. Nu o să renunț la ele, deși nu o să se întâmple nimic. Adică nu o să mergem afară să facem ceva, dar o să încerc să am activități interesante în casă și o să vă arăt și vouă ce mai fac. Bun, mulțumesc că v-ați uitat. Sper că v-a plăcut și ne revedem la următorul videoclip.